Aici e momentul zero. Eu nu pot să judec mașina asta. Jantele sunt ca șinele de tren, paralele cu mașina, adică n-au nicio legătură. Nu, asta nu-i mașina ta, bro, nu-i mașina ta. Nu vreau să cred că ai făcut mașina asta așa. Nu cred că ai făcut cu mașina asta așa ceva. Nu vreau să cred. Salutare, dragi uitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi povestim despre mașinile pe care ni le-ați trimis pe parcursul săptămânii trecute. Petre, câte avem? 70 de mașini? Cam așa. Ați fost activi în săptămâna asta, suntem foarte onorați că ne trimiteți atâtea mașini. Important, dacă vreți să apăreți în materialul de săptămâna viitoare, trimiteți-ne în continuare poze cu mașinile voastre pe pagina noastră de Instagram Vrum Vrum Vlog. Acestea fiind spuse, hai să începem cu prima mașină pe care ne-ați trimis-o. Asta nu e a lui veci, bro. Te-ai uitat pe net? Te-ai uitat? E mașina lui? Mă uit, da, gen, avea și la story, la... avea poze cu ea. Avea, uite-l și el trece pe acolo. Doar ai văzut călărea care nu o să-mi descriu, că intru pe profil. Dar e pixelat. Așa au venit pozele, așa mi le-a trimis. Bro, stai să ne înțelegem, dacă mașina asta este a ta, e super șmecheră. Adică, jos pălăria, mi se pare că ai dus-o într-o direcție de Japonia pură și în momentul în care vorbim de genul ăsta de mașini, din punctul meu de vedere, îi stă bine. Dar, important, dacă nu este mașina ta, mi-ar plăcea ca cei ce ne urmăresc să nu mai trimitem poze de pe net, să lăsăm proprietarii, pentru că munca lor merită să apară în genul acesta de clipuri. Sunt sigur că înțelegeți și Petre acum verifică încă o dată să vedem dacă este pe bune. Dacă este pe bună, încă o dată, Claudiu, jos pălăria. Următoarea mașină este a lui Voicu Ionuț. Bine! Bro, da, avem o săptămână bună. Ok, stai să ne înțelegem. Genul ăsta de mașină, dacă mă întrebați pe mine, nu prea aș merge pe verde. Totuși un Passat e așa, un pic la limită să mergi pe verde cu Passat. Dar n-arată rău, adică combinația cu verde, cu negru, cred eu că ai forțat un pic roșu de pe jante. De ce îți spun asta? Aline, ești mai aproape. Hai să-ți dai cu părerea. Eu zic că n-are niciun rol roșu ăla pe margine. Mie mi se pare că ai stricat mașina cu roșu ăla. Mai bine lași gri sau negru. Da, încearcă să vezi cum ar arăta mașina fără roșu de pe jante, pentru că alegerea culorilor pe care le-ai făcut până la jante mie mi se par foarte inspirate. Adică n-arată rău mașina. Încearcă. Încearcă și sunt sigur că o să-ți placă. Următoarea mașină despre care povestim este cea a lui Sebastian Negru. Wow, ce interior ai! O săptămână interesantă. Dar dacă ar fi să analizăm, consider că janta neagră trebuie să fie foarte mare, să nu pară foarte mică. Nu știu dacă are sens ce v-am spus acum, dar sunt de părere că pe mașina asta nu este cea mai inspirată culoare negru când vine vorba despre jante. Pentru că îi dă un sentiment că roata este prea mică și o să ai feedback-ul din partea celorlalți că nu se vede că ai jante pe ea. Asta este strict părerea mea și dacă ar fi să aleg, aș merge clar pe argintiu, probabil. Lăsați-mi voi în comentarii ce culoare ar merge pe jantele trimise de către Sebastian. Sergiu ne-a trimis o Skoda. Wow! Oare de unde pleacă dorința oamenilor ce ne urmăresc? Bă, dacă ai un break, de ce l-ai face tuning? Alin? Îl faci mai mare, nu știu. Diferit. Mircea? Eu văd doar RS6-le break. Ca să faci ceva mai diferit ca cealalt. De ce ai face un break cu tuning? Eu știi de ce cred că s-apucă băieții să facă tuning pe break? Pentru că nu au altă variantă. Adică ai avut o mașină care ți-a rămas ție gen și te-ai apucat să o faci. Și crezi că nu poți să o vândă? Să-ți recuperezi bani de pe tuning? Niciodată. Nu, înainte să faci tuning. Să-ți iei o altă mașină care să... Păi da, dar e varianta mai ușoară, că deja o ai. Mie mi se pare că ai mers într-o direcție foarte interesantă. Jantele sunt faine, doar că sunt cam dai mâncat, știți ce zic? Dacă ar fi să aleg jantele astea, îmi plac mai tare decât astea. E lăsată. Important, nu spun să nu modificați break-uri. Sunt multe break-uri care arată foarte interesant. Dar în momentul în care mă uit la mașina asta, mi se pare că ceva nu se leagă. Și dacă ar fi să-ți dau o recomandare, cred că primul lucru ce l-aș modifica, aș da stickerele de pe geamul spate automat jos, aș vopsi jantele și aș face ceva cu grila cromată. Dacă nu ai crom deloc pe mașină, mi se pare că n-are sens să ai crom pe grilele mașinii. Mergem mai departe cu următoarea mașină. Este cea a lui State Robert. E ciudată poza. Băi, ok, mașina asta, ia hai un pic. E prea înalt plafonul. Prea înalt? Sau e ridicată de spate? Dar mie îmi place cum arată. Arată interesant, nu spun nu. Mi se pare ciudată poza. Da, ce Logan e ăsta? E 1, PH1.
de pe MCB. Stai să înțelegem, ceva aici ai, vin înapoi. Da. Ce e asta, frate? Da, e de pe MCB. Grila? Da. Arată-mi, frate, grila de MCV. Nu arată deloc, ești nebun? Robert, te rog, spune-ne ce s-a întâmplat cu mașina asta, pentru că nu recunosc grila față sau, stați să ne înțelegem, nu sunt fan Dacia. Din punctul meu de vedere, cred că este o struțocămilă, dar o struțocămilă interesantă. Mi-ar plăcea foarte tare să ne spui, dragă Robert, care-i treaba cu mașina asta? Lasă-ne în comentarii să înțelegem, mai ales pentru cei ce sunt iubitori de Dacia. Primul câștigător din această săptămână a unui raport gratuit, important dacă vrei un raport car vertical gratuit, lasă-mi în comentarii seria de șasiuri pe care vrei să o verificăm, alături de povestea mașinii, pentru că în fiecare săptămână 3 dintre voi câștigați din partea noastră 3 rapoarte car vertical gratuit. Iasmina Gabriela ne-a trimis seria de șasiu, bună, dețin acest BMW 90 320i și sunt foarte sigură că a avut daune în trecut. Aș vrea să știu dacă am dreptate sau nu. Hai să vedem. Da, are daună, hai să vedem când. În 2018, nu are informații referitoare la kilometraj și dauna este între 3.000 și 5.000 de lei, egal cu 0. Dacă vrei să-ți faci un raport car vertical, nu uita, ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport și poți să folosești codul VROM pentru aceeași reducere de 20%. Mergem mai departe cu următoarea mașină. Lucian ne-a trimis un F10 MOV. Bine, interesantă culoarea, foarte interesantă chiar. Mi se pare tare cum ai legat-o cu jantele. Big like, nu sunt fan, încă o dată, a oglinzilor M pe o mașină non-M. Următoarea mașină este cea a lui Ionuț. Ionuț ne-a trimis, băi, dar ce-i cu mașinile astea, frate? Încă o mașină care nu dă cu virgulă complet. E un 335i. Povestește-ne, spune-ne care-i povestea din spatele farurilor. Mi se pare că ai adus-o în 2023, dar mi-ar plăcea să înțeleg mai multe. Spune-ne ce bară ai pus, ce grile, ce faruri, în așa fel încât dacă mai avem iubitori de BMW la noi pe clip, să înțeleagă ce ai făcut. Următoarea mașină este a lui Victor. Victor ne-a trimis X3U. Băi, faină, rău. Dar încă una, bara asta și de pe ce mașină e, bro? X3, cu link. Ok, jantele sunt foarte frumoase. Dar cred că cel mai bine, o să vedeți săptămâna viitoare un clip cu mașina asta. Dacă ar fi să modific ceva la ea, nu prea aș avea nimic de comentat la ea. Singurul probabil aspect, mi se pare puțin ciudat stickerul de pe capotă, mi se pare costrici un pic. Dar mașina overall se vede că e făcută cu bun gust. E mai mișto decât al lui Andrei, dar e generație mai nouă. Următoarea mașină este cea a lui Victor. Cred că acum este momentul să te invit pe tine, dragă Petre, dacă tot zâmbești. Și să-ți dai tu cu părerea. Asta-i mașină? Tu așa ai zis la asta? Eu nu pot să-i zic nimic, știi? Păi mă, modificări nu mai lăsa așa. Ce-i sub capotă sau care-i treaba? 6, 3 litri. Dacă ar fi să-ți spun ce apreciez la mașina asta, mi se pare foarte faină culoarea. Și așa, dacă vrei să te adaptezi la România, ar merge un crom de lit. Următoarea mașină este cea a lui Vlad Ale. Nici nu vreau să-mi imaginez cum ești de acolo de alatul pe drumul public. Sunt sigur, așa-i? Sună bine, apreciem. Aș fi curios să te întreb care e povestea eleronului. Știu că este pe E36 eleronul ăsta, dar nu mai mi-aduc aminte care e povestea lui. Treaba este că nu știu dacă este neapărat legal. Sau cel puțin când vine vorba despre România, nu știu dacă poți să mergi cu așa ceva. Următoarea mașină este cea a lui Vlad Mihai. Ne-a trimis un băi, e ziua de seria 5. Frumos, faine jantele, faine culoarea, curată, elegantă. Îmi place foarte tare cum ai legat geamurile cu grilele negre, cu plafonul negru, foarte faină. Felicitări, dragă Mihai. Următoarea mașină este cea a lui Adrian Josu. Wow! Wow! Băi, ești nebun la cap. Până la momentul actual, vezi că e cea mai mișto. Până la momentul actual, clar că nu prea ai corect să le compar cu restul, dar mie mi se pare că este cu cel mai bun gust. Mi se pare că ai luat o mașină care la mama ei nu e neapărat cea mai frumoasă mașină, e chiar urâtă, și ai făcut-o într-un mare fel. Mi se par foarte mișto lip, jante, faruri, cum ai legat cu negru ăla de pe margine. Big like! Următoarea mașină este a lui Alex. Băi, ok, e un Mini Cooper S. Ce-a făcut cu proiectoarele? De ce ne arată proiectoarele? Nu-mi dau seama.
Doamne, cât de mișto e mașina asta. Arată într-un mare fel. Dacă ar fi să mă gândesc la o mașină din asta mai mică, cred că sunt două variante la bătaia acolo. Din punctul meu de vedere, chiar dacă din punct de vedere financiar nu prea au nicio legătură, Fiat 500 sau un Mini Cooper John Cooper Works ar fi varianta de mașină de oraș perfectă, din punctul meu de vedere. Și da, arată într-un mare fel. Mi se pare că ai făcut o alegere cromatică foarte inspirată. Gri cu negru. N-ai cum să o greșești. Următoarea mașină este a lui Alex Ionuț. Înainte să mă uit la mașina ta, eu cred că lucrez în străinătate. De ce îți spun asta? Bro, ai băgat atâția bani în mașina asta și nu prea are sens. Uite-te jantele. Mă, dar câți bani ai băgat, frate? Și colantul. V-ați gândit vreodată la asta? De ce oamenii care pleacă afară bagă foarte mulți bani în mașini? Așa rău, nu? Creier, AMG. Da, nu știu. Da, mie mi se pare că e clar să vede că ai băgat o grămadă de bani. Din punctul meu de vedere, clar n-are niciun sens. Dar nu sunt eu în măsură să-ți spun că n-are sens să bagi bani într-un E46, că eu sunt mai idiot. Dacă stau să analizez ce am făcut noi cu E46-le nostru. Următoarea mașină este cea a lui Alexandru. Bă! Wow! Ok. N-am văzut de mult tare un E46 atât de frumos. Bro, ce fitment ai! Cum stă lipul ăla? Cum stau jantele pe ea? Jos pălăria, bro. Extraordinar. Deci ce ai pus pe ea? Definiție de bun gust. Mie mi se pare că ai dus E46-le la un... Uite, vezi? Dacă facem o paralelă cu E46-le precedent, lăsați-mi voi în comentarii care vă place mai tare, cel albastru sau cel negru. Din punctul meu de vedere, ce ai făcut tu aici este jos pălăria. Big like, felicitări. Mergem mai departe cu următoarea mașină a lui Alin. Foarte fain, din față e superbă, urlă de jante, din punctul meu de vedere. Nu știu dacă tu, în perioada următoare, ai în vedere să faci pasuri spre niște jante mai la nivelul botului, pentru că arată într-un mare fel din față. Și da, și din spate se pare că are niște detalii ce necesită mai multă atenție, dar direcția este una bună. Am spus-o, o spun încă o dată, Golful 4 este o bază de tuning foarte bună pentru orice iubitor de mașini ce se gândește să-și ia o mașină care să o facă să arate bine. Următoarea mașină este cea a lui Andrei. Hai. Și cum se aude câinele ăla din spate? Câinele boxer. Bro, stai un pic, să nu ne înțelegi greșit. Este pur și simplu sincronizarea schimbării tale de viteză cu lătratul câinelui. Da, jos pălăria, bun rău. Acum dacă mă uit la mașină, din punctul meu de vedere clar n-are legătură neapărat cu viziunea mea despre mașini. În schimb, ce pot să spun este că apreciez foarte tare dorința voastră de a vă face o mașină pe placul vostru, să arate conform viziunii voastre. Dacă mai aveți genul ăsta de mașini, trimiteți-le, pentru că sunt șanse să apăreți, pentru că ne faceți ziua mai bună de fiecare dată. Următoarea mașină! What? Ai pus Alcantara pe bord. La momentul actual, acum arată într-un mare fel. Adică arată special. Nu este neapărat încă o dată conform gusturilor mele. Adică nu zic wow. Jantele se potrivesc cu mașina. Overall, dacă mă uit așa la mașină, îmi atrage atenția. Nu neapărat într-un sens bun când vine vorba despre gusturile mele. Dar sunt foarte curios ce ai gândit tu când ai îmbrăcat bordul în Alcantara. Dacă stăm așa să ne gândim, GTS-ul are Alcantara pe bord, bro. Deci nu-i deplasată ideea. Recomandarea mea ar fi, dacă îți place ideea asta de Alcantara, să te urci într-un Cayman GTS, îți garantez că o să găsești într-una dotată corect, Alcantara peste tot, să-ți iei inspirație, pentru că dacă îți place, sunt sigur că poți să maschezi și pe aici cu Alcantara și o să arate mai spectaculos. Următoarea mașină este cea a lui Andrei. Legenda! Bine! Acum cred că ar fi momentul ca voi... Uite, vă dau oportunitatea vouă să judecați mașina lui Andrei. Vă prezint eu pozele, așa arată din față, arată interesant. Bro, dar n-am observat niciodată live că urlă de jante mașina. Voi v-ați uitat vreodată? Da. Dar live nu par așa. Păi, eu zic că o să-și ia. Aștept părerea voastră despre mașina lui Andrei. Dacă vrei mai multe detalii, nu ezita să intri în descriere sau pe canal direct să vezi povestea integrală a mașinii, pentru că... are câteva povești interesante. Următoarea mașină este a lui Becchio. Un Golf 4, frumos, curat.
LED-uri pe stopuri, poliția, e bine. Oare ți-o luat sau nu talonul? Ok, dacă mă uit așa la mașină, sunt sigur că ai avut problemă cu ei când vine vorba despre activitatea poliției rutiere. Îmi plac ceasurile, arată interesant. Ce nu-mi place? Nu știu dacă e foarte inspirată ideea de a pune o linie atât de subțire dintr-o parte până în partea cealaltă a mașinii. Mi se pare că nu prea e locul ei. Important, în fiecare săptămână, 3 dintre voi veți câștiga câte un raport car vertical. Cel de-al doilea câștigător al acestei săptămâni este Secașiu Cosmin. Salut, aș dori să verific un Passat B6R din 2010 pe car vertical. Are 300.000 de km, declarează de proprietar, adusă din Suedia, doar că pe registru scrie Belgia și dorește 7.000 de euro. Am să las seria de șasiu să vedem dacă o putem verifica. Hai să vedem ce informații găsim despre ea. Și important, dacă vrei să-ți faci un raport, dacă vrei să-ți verifici mașina, nu uita că ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport sau folosește codul VROOM pentru aceeași reducere de 20%. Hai să vedem istoricul tău. Totul este verde, identificat, fabricat în 2009, multe înregistrări din Suedia. Bun, mamă, 19 înregistrări, fără nicio daună. Asta e tare. Are în 2018 279.000 de kilometri. Nu știu dacă are 300 acum. Trebuie să te documentezi un pic. Eu zic că e greu să aibă doar 300.000, dar sunt sigur că poți să mergi cu un specialist să meargă mai departe cu căutarea, să vadă mai exact câți kilometri are, dacă asta este problema ta. Interesant este că mașina nu are nicio daună și totuși are o vârstă. Acestea fiind spuse, mergem mai departe cu următoarea mașină din al nostru material. Următoarea mașină este cea a lui Cosmina, mașina lui Iubi, un seria 1, frumos. Foarte faine jantele, mi se pare că se leagă extraordinar de bine cu grilele față. Arată bine, curat, nu ai greșit-o cu nimic. Felicitări, dragă, iubitul Cosminei. Următoarea mașină este a lui Cosmin. Ok, foarte mișto camuflajul. Mi se pare că e foarte tare, doar că arată un pic ciudat când am văzut partea cealaltă mașină. Adică aș fi făcut-o toată camuflaj pentru că arată chiar interesant. Mi-mi place. Cosmin Crivac ne-a trimis un E46. Singurul lucru modificat. Ba, e frumos, îmi place. E o bară MT2. Interesant, albastru, curat, jante frumoase. Volanul făcut acasă. Sunt sigur că nu e făcut de un profesionist. Se vede că e făcut cum am făcut eu la Smart. Nu știu dacă mai vă aduceți aminte. Nu-mi place stickerul ăsta. Se pare că o strică. Următoarea mașină este a lui Cosmin. Oh, frumos, frumos. Un seria 6, nu știu dacă e M6, dar elegant. Îmi place, îmi place lipul, îmi place fitment, îmi plac jantele, îmi place culoarea. Big like, dragă Cosmin. Următoarea mașină este a lui Coki. Coki are o portieră de culoare diferită când vine vorba despre mașină. Nu-mi place că ai pus roșu ăla pe jante, nu-mi place stickerul de pe portiera stângă și dacă vine vorba despre lip, nici de ăla nu sunt foarte încântat pentru că n-are nicio legătură cu mașina. Aoleu, bro, cum ai pus jantele astea mov? Pai de capul meu, păi mi-ai zgrea pe retină. Jante mov cu lipul roșu, mașina gri, nu este conform viziunii mele. Următoarea mașină este a lui Codruț Ovidiu, un E46, break, frumos, elegant, mișto volanul, așa am avut și eu, faină și navigația, arată de acolo, dar cum ai lăsat-o tu? Dragă Ovidiu, lasă-ne în comentarii care-i povestea suspensiei tale. Următoarea mașină, Cristian a trimis încă o seria 1. Probabil doar eu mă gândesc la asta, dar sunt curios să-i văd pe ai mei colegi de aici la ce se gândesc când văd stickerul acesta. Alin, tu primul. Batman, ceva, nu știu ce fac. Liniile alea? Da. La ce mă gândesc? Da. La Spider-Man. Hai de să mă gândesc. Dar tu la ce te gândești? Înseamnă că n-ați văzut. Acum este momentul vostru. Lăsați-mi în comentarii voi la ce vă gândiți când vine vorba despre stickerul acesta. Deci, nu o să știți niciodată la ce mă gândesc eu. Foarte frumoase jantele, mișto și evacuările. Dacă ar fi să aleg până la momentul actual, clar este unul dintre cele mai frumoase seria 1 pe care le-am primit. Următoarea mașină este cea a lui Biță. Mamă, ce evacuări ai, bro. Frumos. Bă, dar trebuie să schimbi astea galbene. Sau să leagă cu ceva galben de pe mașină, că eu nu văd. Arată bine, rău. Dar tijele alea le-aș face albastre. Place tare, Biță, felicitări! Adelin ne-a trimis un Audi A4 break frumos, mișto jantele, foarte tare. Arată bine, se leagă foarte tare jantele, buza aia cromată cu logo-ul de pe spatele mașinii.
Ne place, dragă Adelin! Florin ne-a trimis un E36 frumos, eleronul interesant. Mai necesită ceva atenție pe aici, pe grile. Jantele ne plac, fitment frumos. Faină! Ne place, dragă Florin! Următoarea mașină! Mișto rău! Albastru exterior cu alb interior. Mie mi se pare o alegere foarte inspirată când vine vorba despre configurarea acestei mașini. Doar că e bordul de pe altă mașină sau ce? Ai schimbat doar interiorul? O schimbat fețele și cu interiorul, că normal el e negru. Da. Eu, sincer să fiu, aici mi se pare că arată rău. Dacă ar fi să aleg, i-aș pune fața de ușă înapoi aia neagră. Sau i-aș schimba planșa de bord. Pentru că dacă te uiți așa, de acum din lateral, mi se pare că parcă a fost lovită și ai pus niște piese acolo. Gen, știi, să fie, să nu bată vântul în ea. Bun, mergem mai departe cu următoarea mașină a lui Florin Budian. Un Volkswagen. Fain volanul, big like. Ai făcut un upgrade interesant. Bă, arată într-un mare fel, adică zici că e altă mașină doar din volan. Oa, ce scaun ai. Felicitări! Foarte mișto scaunele. Nu-mi place bara față. Mi se pare că am văzut de foarte multe ori lipul ăsta aici. Și sunt de părere că nu-i stă bine, mă. Nu știu de ce. Există posibilitatea să mă înșel eu, dar clar parcă nu se leagă ceva. Dumitru ne-a trimis. Ua, ce verde ai făcut acolo și roșu ăsta aici. Bro. De afară n-arată rău, dar ai forțat-o rău aici, bro. De ce ai dat sânge să nu mai văd? Cum te-ai gândit tu să deschizi capota la un BMW cu logo albastru și alb și să faci tot capacul roșu și în partea inferioară să-i faci verde. Nici măcar, Aline, hai Aline, că tu ești... Aoleu. Cam place după față. Sincer, doar îmi place asta cu galben, atâta. Rest, capacul roșu nu-mi place. Dacă l-ar face galben, poate. Încă o dată îți confirm, mașina de afară arată impecabil, doar că din punctul meu de vedere ai forțat-o tare cu culorile alea de sub capotă. Pe de altă parte, vă mai zic încă un lucru. Acum câteva zile am fost la un dealer auto foarte exclusivist și am văzut un Ferrari. Bă, frate, tu ai zis ce culori avea interior? Galben, roșu, verde. Deci zici că cine a configurat-o avea probleme, mă. Important, astăzi am învățat o lecție. Nu toți suntem la fel. Apreciez modificările pe care le-ai făcut, dar nu sunt conform așteptărilor mele. Știi cum e? Nu poți să te c***i în gura omului, dar poți să te bagi sau cum e. Cum era? Păi stai cu cuvintele, le-ai și cum era? Nu știu. Știi cum e aia? Nu poți să te... Următoarea este a lui Dani. Unde altundeva decât la sala de nunți de la Otopeni. Acolo pe toți fac. Băi, frumos, frumoasă culoarea. Scrisul de pe 911 Turbo. Bine, foarte faină mașina. Mișto culoare, se vede că s-au băgat bani. Și s-au băgat bani într-o direcție. Băi, faină, e foarte mișto mașina. Următoarea mașină este a lui Dani Ștefan. Dani Ștefan ne-a trimis un Golf 5 cu evacuările frumoase așezate în spate, gri metal, cu volanul făcut acasă, pentru că nu cred, cu toate că aici s-ar putea să fie. Dani, lasă-ne în comentarii, dragul meu, ce istorie are acest volan. Pentru că în momentul în care m-am uitat rapid peste poze, am zis că nu-i profi, dar dacă mă uit mai bine, e făcut chiar bine. Curată. Definiție de Volkswagen. Următoarea mașină este a lui Dani. Dani ne-a trimis acest super mega Lodon. Asta e un Raptor pus pe o Octavia Break. Și arată în mare fel, mi-e place. Da, doar grila asta mi se pare un pic că e ciupită așa. Aș vopsi eu, aș face o neagră. Big like, Dani, următoarea mașină este a lui Ionuț Artenie. Frumos, frumos. Asta este mașina ce o să-i placă extraordinar de tare. Cui? Alin, vino Alin. Mâine ai cumpărat-o asta. Eu așa văd o mașină bună pentru Alin. Sincer, părerea mea, eu zic să-i dai dunga aia jos. Păi și ce ai făcut, bro? I-ai pierdut toată personalitatea. Aia aș dau atâta. E faină. Următoarea mașină este a lui Iosif. Wow, 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 wow. Asta e a treia mașină pentru top. Superbă. Culoarea genială, jantele blană. Nimic cu prost gust, jos pălăria. Mă înclin în fața ta, dragă Iosif, felicitări. Următoarea mașină este a lui Jose. Băi, fiți atenți aici, că aici e momentul zero. Petre, vine un pic încoace. Eu nu pot să judec mașina asta. E roșie, e neagră. Stai să mă pun așa. Așa e greu. Alin. Alin. Hai, 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 Alin.
ți-ai băgut tot joc de mașina asta. Dă-ți tot jos de pe ea și fă-o clean, jur. Jante negre, totul negru, 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 fără rom, fără nimic, dă jos, frate. Să-mi bag și cu mașina asta. Bro, nu e mașina corectă, ai greșit mașina. Dar nu ne înțelege greșit, să nu ai vreodată sentimentul că noi te atacăm pe tine. Nu ne place nouă. Da, nu ne place, da, nu ne place nouă. Asta nu înseamnă că e gata, e capăt de lume. Sincer, mi se pare foarte greu să analizez așa ceva. Trebuie să-i apreciez munca, pentru că se vede că e foarte multă muncă în spate. Da, doar că e muncă investită greșit. Încă o dată, n-o lua personal. Dar nu e. Nu-i normal. Ai o super mașină, frate. E un E60. E o mașină și scumpă de întreținut. Că nu e ca și cum ai lua, uite, un Golf 4. Galamba. Ce jante ai, bro. Frumos, admisie, frumos, rău. Mamă, ce diferență. Big like, felicitări. Mamă, ce frumoase se fac corile. Dacă nu era diesel, era chiar șmecheră. MC Mihai. Aoleu, bro. Vine un pic, hai încoace. Bă, ați început să stricați mașinile, jur. Cu jante cromate, bă, pe a ta arată rău, frate. Deci mi se pare că arată rău, rău. Încă o dată, n-o luați personal. Eu n-am nicio treabă cu voi. Mi-ați trimis mașinile. Eu îmi spun strict părerea personală. Dar jantele sunt ca șinele de tren, paralele cu mașina. Adică n-au nicio legătură. Dă toate stickerele jos, lasă bara asta, vopsește-la din spate și să vezi ce mașină. Și dă paravânturile alea jos. Următoarea mașină este cea a lui Cornel 640D. Ață. Cum naiba 640D și zice că e M6. M6 diesel. You know? Fii atent. Dacă văd mașina asta, e superbă, bro. Deci seria 6 din punctul meu de vedere, știți, am avut, mi se pare una dintre cele mai frumoase mașini desenate vreodată. De ce să ai un 640D Gran Coupe și să-l faci să arate AM? Vrei putere mai multă? Vrei să pară mai tare? Păi ia-ți-o aia tare, frate. Vrei M6? Ia-ți tot M6! Poate n-am nu-și permite, asta zic. Păi, numai asta este statutul, da! Ai bani de 640D. Noi atunci am ales 640D, ne-am luat 640D. Asta este pur și simplu părerea mea. Important! În fiecare săptămână, 3 dintre voi veți câștiga câte un raport Car Vertical gratuit din partea noastră. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați în comentarii povestea mașinii voastre alături de seria de șasiu pe care vreți să o verificăm. Cel de-al treilea câștigător din această săptămână este ADV888. Salut, dacă se poate o verificare la acest E60. Pare dubios, e îngrijit, din 2006, are 300.000 de kilometri, te urmăresc de mult timp. Te respect, îți mulțumesc foarte mult, ADV. Hai să vedem ce am găsit despre mașina ta. Toate verzi, fabricat în 2006, ok. Important, dacă mașina pe care voi vreți să o verificați nu are istoric, banii de pe raportul pe care voi îl achiziționați nu îți sunt luați. Cu alte cuvinte, poți să folosești creditul tău pentru a verifica o altă mașină. Deci da, din păcate mașina ta nu are istoric când vine vorba despre Car Vertical. Acestea fiind spuse, mergem mai departe la următoarea mașină. Ureșan Alex ne-a trimis un Golf. Mau, ce culoare, mov, fitment, frumos, jantele, șmechere, foarte mișto jantele. Îmi place. Foarte faină. Chiar tare. Felicitări, dragă Alex, apreciez modalitatea în care ai modificat mașina. Asta este ce se aude pe aici. Asta nu-i diesel, mă. Deci am avut impresia că era diesel. Ok. Sună bine. Mihai Iorga ne-a trimis un seria 3. Frumos, curat, elegant. Băi, da, uite, n-ai dat-o cu muci în fasole deloc. În afară de faptul că afară e soare și ai proiectoarele aprinse. În rest, mașina e chiar mișto. Mitică finish. De ce finish oare? Îmi place culoarea mașinii, îmi place cum arată. Singurul aspect ciudat e antena. Antena pe o mașină, hai să vedem, hai să facem un sondaj. Tu când vezi un A3 cu o antenă pe ea, ce te gândești? Șofer de camion. Camion, da. Dacă ești șofer de camion, sunt de acord cu antena. Dacă nu, Mickey ne-a trimis... What? Frumos, foarte frumos, și din spate și din față, big like, felicitări, Mickey, foarte mișto.
crom, frumos, elegant, big like, ne place, felicitări. Deci chiar e faină mașina. Bara spate e superbă, bara față e extraordinar de mișto, foarte faină. Mirel, ui, ui, ui. Nu, asta nu-i mașina ta, bro, nu-i mașina ta. Nu vreau să cred că ai făcut mașina asta așa, dom. Nu cred că ai făcut cu mașina asta așa ceva. Nu vreau să cred. Tai un pic, nu cred, deci nu. Mirel, îți aduci aminte de el? N-ai cum, frate, să faci așa ceva cu mașina. Asta e superbă, e de ființă de... Da, 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 ea lui, are poze la story. Da, e al lui. Las la un bro, tu ți-ai luat una dintre cele mai frumoase mașini desenate vreodată de ăștia de la Alfa Romeo. De ce ai face asta, frate? Ori pozele proaste, poate pozele proaste, bă, dar arată rău, mă, adică când vă cumpărați o mașină faină de la Măsa, bă, lăsați-o, mă, că le stricați, mă, uite cum ai legat roșu ăsta de pe jante, dar nu, lăsați-mi în comentarii referitor la mașina lui Mirel dacă vă place sau nu. Eu sunt de părere că ai luat-o... Nu-i ce trebuie. Nu. Nu-i. Îmi pare rău să spun asta, dar apreciez că încerci. Gabriel ne-a trimis... frumos, curat. Big like. Uite-te, aici arată într-un mare fel. Un A4 break, efectiv, din zona jos pălăria. Paul ne-a trimis pe muzică, ești tata lor. Foarte faină și partea ciudată e că dacă ești pasionat de muzică și ai făcut mașina asta strict pentru muzică, ți-a ieșit bine și de afară. Arată bine. Foarte tare, Paul. Felicitări. Preda Andrei ne-a trimis un A4. Ce evacuare are, frumos. Hai să vedem cum se aude. Bine. Faină. Și arată chiar bine. Felicitări, dragă Andrei. Următoarea mașină este a lui Radu, 13 ani, super slalom. Campionul la super slalom, așa mi-a scris. Frumos. Inspirată mașina. Mică, ageră, Toyota, la fel ca și campioana mondială de la raliuri. Felicitări, dragul Radu, un sezon plin de reușite. Îți doresc. Răzvan ne-a trimis un Golf, bă, cât de important e să anulezi logo-ul de pe spate de la Golf. Foarte fain, adică mi se pare foarte mișto că ai anulat logo-ul, chiar arată bine, mi se par foarte faine și stopurile. De multe ori sunt hater și zic, bă, arată ciudat când pui o lumină atât de puternică pe numele de înmatriculare, dar am văzut pe dubă, mergând în spatele tău, bă, arată bine, arată bine. Faină mașina. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, alături de formula extinsă Vrum Vrum Vlog. Acasă este Patrick, ne ajută să edităm. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați trimis atâtea poze. Trimiteți-ne în continuare pe pagina de Instagram Vrum Vrum Vlog, dar trebuie să aveți în vedere că o să trească să le filtrăm un pic, pentru că deja sunt extraordinar de multe. Vă mulțumim încă o dată că ne trimiteți și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!